Blocul Național Sindical informează că sindicatul salariaților din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va organiza un miting de protest în fața clădirii MIPE joi 16 mai între orele 15-17 și vineri 17 mai între orele 12-14-30 în aceeași locație. Din cauza gradului de încărcare care a crescut în 2023 comparativ cu anul 2019 de 6 ori, personalul a început să migreze spre alte domenii. Pentru a păstra personalul pregătit în mâi PUE, personal care a reușit să obțină o absorpție istorică de 96%, rezultat foarte bun pentru întreaga țară, ar trebui ca nivelul de salarizare să se stabilească în funcție de nivelul de salarizare maxim existent în cadrul categoriei profesionale. Totodată ar trebui ca personalului de specialitate să îi se acorde un statut special. Blocul Național Sindical menționează că salariile angajaților MIPE sunt susținute majoritar din surse externe, printr-un efort al Comisiei Europene de a păstra personalul bine pregătit în sistem.